Antonio face curățenie în bătărie cât Maria este la duș și tot i-a mai făcut ceva, dar finuț așa, cât să nu o supere foarte tare, s-a dus în baie, era și Vlad acolo, a luat un pahar de apă și a vrut să îl toarne, dar nu a reușit pentru că i-a auzit, era și Vlad a pus scaunul, el s-a urcat pe scaun, gen să... poate să-i toarne acel pahar de apă. V-am pus filmulețul pe Insta. Cred că s-au liniștit totuși, pentru că acum cumva așteaptă să-i facă și Maria ceva. Dar am apreciat că n-a vrut să o supere. Ar fi putut să-i facă, ea se aștepta la făină, la orice altceva. Mă bucur că s-au jucat până la urmă și și-au mai ieșit din stare. Vă spuneam că mâine este o zi extrem de specială, dimineața vor face turta miresei, iar apoi va veni live-ul și nu uitați că avem proba rochilor de mireasă, iar apoi ultima ediție de la Capriciile, nu mai sunt Capriciile, după gală, gata, toți concurenții pleacă acasă. Super așa!